Comunitatea românească din Italia scade constant și a ajuns la sub 1 milion de persoane, o spune public ministrul muncii din peninsulă, care face un apel către angajatori să le mărească salariile concetățenilor noștri. Este de altfel motivul principal care îi împinge pe oameni către Germania, Anglia sau Olanda. Autoritățile de la Roma spun că pe lângă muncitorii noștri pleacă inclusiv tineri italieni. Conform știrile ProTV, datele oficiale arată că înainte de criza sanitară lucrau în Italia 1,2 milioane de români. Numărul lor a scăzut acum sub 1 milion. Oamenii au migrat spre țări care caută muncitorii sezonieri în agricultură, șoferi ori muncitori în construcții. În alte țări, salariile sunt mult mai atrăgătoare, astfel conaționalii care sunt în căutare de resurse merg acolo unde sunt plătiți mai bine. Mai multe țări din Europa au programe pentru subvenții în zona construcțiilor, așa că forța de muncă este solicitată. Sezonierii sunt căutați acum în toată Europa, a declarat Eugen Terteleac, membru al Asociației Românilor din Italia. Despre acest fenomen a vorbit inclusiv ministrul muncii din Italia, Andrea Orlando, citată de publicația La Nazione. Este nevoie, spune acesta, de o mărire salarială și de revizuirea contractelor pentru că oamenii nu au cum să trăiască din câteva sute de euro pe lună. Radu Nicolae, membru al Asociației Românilor din Italia, a declarat faptul că în ultimii ani salariul în Italia a rămas cam la fel, poate a și pierdut foarte mult față de alte state. În logistică, un salariu mediu este de 1200, asistentele familiare de la 1000-1200 maxim. Ca să înțelegeți, pastele, spaghetele înainte le cumpărai cu 60-75 de cenți. Acum a ajuns la 1,40 de euro. Aproape s-a dublat și la carne a crescut cu 10-15%. O parte dintre românii stabiliți în Italia au emigrat în Germania, Marea Britanie sau Olanda, acolo unde salariile sunt mai mari. În Germania, de exemplu, potrivit Ministerului Muncii, 800.000 de români muncesc cu forme legale, iar 200.000 sezonieri.